Autoritățile au rezolvat problema urșilor care coboară în oraș și acum vor să ucidă lupoaica filmată în timp ce alerga speriată pe șosea în spatele unui biciclist spre Poiana Brașov. Propunerea a stârnit imediat un val de reacții, iar o asociație de protecție a animalelor a anunțat că vrea să ia lupoaica în îngrijire. Reporterul Observator Claudiu Loghin a urmărit întreaga dezbatere și are mai multe detalii. Claudiu, bună ziua! Cum au ajuns autoritățile la ideea de a împușca lupul? Bun găsit, abia ce s-a pornit această dezbatere ieri, departe de ochii presei. A fost o ședință la care au participat specialiști din cadrul Direcției Sanitar Veterinare, Gărzii Forestiere, Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură și Regiei Pădurilor Kronstadt, practic regia care administrează pădurile Brașovului, pentru că acolo a fost filmată această lupoaică. Specialiștii la ședința de ieri au concluzionat faptul că vorbim despre o lupoaică, un animal care cel mai probabil este contaminat cu rabie. Așa se și explică comportamentul său, comportament care a rezultat și din ultimele imagini filmate duminică cu acest animal sălbatic, imagini care se vede foarte limpede. Animalul nu era temător nici față de zgomotă, nici față de mișcarea din șosea, ba chiar a ieșit de mai multe ori în șosea. Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru. Ei bine, primăria a luat legătura cu Asociația Milioane de Prieteni, care gestionează sanctuarul de urși de lângă Sărnești. Există acolo și lupi. Reprezentanții administrației sanctuarului s-au arătat dispuși să preia pentru prima perioadă în carantină această lupoaică prezentă pe drumul dintre stațiunea Poiana Brașov și Brașov. Vorbim despre o decizie care se împarte între împușcarea animalului pentru că ar prezenta pericol atât pentru oameni cât și pentru celelalte animale din pădure și izolarea lui la început într-un sanctuar în condiții de carantină. Decizia finală va fi luată după ce autoritățile locale din Brașov primesc un răspuns în acest sens de la Ministerul Mediului, pentru că vorbim de o specie protejată. Claudiu, mulțumesc! Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.